Pensiunile pentru animalele de companie sunt la rândul lor afectate de criza sanitară. Sunt doar pe jumătate ocupate pentru că mulți români n-au mai plecat în vacanțe. Pe lângă pisici și câini, astfel de pensiuni găzduiesc iepuri, papagali sau hamster. Prețurile pleacă de la 50 de lei și pot ajunge la 125 de lei pe noapte. Când pleacă în concediu, Dragoș o lasă pe Mira, cățelușa lui, la o pensiune pentru animale. Dar în această vară și-a anulat vacanța. În ultimii 2 ani, de când o am, o duceam foarte des la hotel. De când mai plecam prin țară, în concedii, și uneori nu ne lăsau cu câini la cazări, așa că opțiunea era să o lăsăm la un hotel de căței. Nu, acum că nu mai plecăm nicăieri și suntem mai mult, trebuie să stăm în casă, nu mai avem nevoie să o cazăm la hotel și stă cu noi. Iar pensiunile pentru animale nu mai sunt atât de solicitate. Comparativ cu anul trecut, perioada aceasta este destul de pustie. Adică anul trecut, pe vremea aceasta, eram plini, nu aveam loc. Dacă era să facă rezervări cam cu 2-3 săptămâni, trebuia sunat înainte. Iar acum pot să zic că suntem undeva între 30-40% ocupați. Rezervări au existat, dar pe parcurs foarte mulți dintre clienții noștri au resunat să-și anuleze intenția de a pleca și respectiv rezervarea. Ieri a intrat la noi în pensiune, am avut un program de plimbărică, domnișoara e obișnuită să fie plimbată în fiecare zi. Totuși, cei care au redus prețurile au clienți, așa cum se întâmplă de pildă la un hotel pentru animale din Iași, amenajat în mijlocul naturii. Pentru câini, stăpânii plătesc 40 de lei pe zi, iar pentru pisici 25 de lei. Am scăzut puțin tarifele, am dat posibilitatea celor care își duceau pisicile în general în cadrul familiei să-i lase liberi și pe ei și să ne ocupe pe noi. Animalele primesc și îngrijire medicală în caz de nevoie. Și hotelurile și pensiunile pentru animale au luat măsuri speciale în această perioadă. Triajul și înscrierile se fac afară, iar camerele și adăposturile sunt dezinfectate în fiecare zi. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.